Oameni buni, de Paște este vremea pentru minuni, deși pentru majoritatea copiilor iepurașul a venit ieri, cei care l-au ratat mai au o șansă astăzi aici la emisiunea noastră Firește, pentru că noi îl aducem pe iepuraș. Bucurați-vă, magicianul Robert Tudor este aici să mă ajute să-l aducem pe iepuraș, să vină celebrul magician! Vreau să ciocnesc un nou cu tine. Dacă da. Și acum pierd, bă, nene, deci n-am reușit să câștig deloc. Hai. Cătăline, înseamnă că ești un om norocos. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Asta uite că ai câștigat, băi, bă, bravo. În sfârșit v-a făcut Dumnezeu bravo. Dreptate, bă. Fericită, lasă că mănânc mai târziu. Da. Mâncăm mai târziu, pentru că acum suntem în a doua zi de Paști și am înțeles că putem aduce pe iepuraș pentru cei care nu l-au prins de Paște. Un număr super tare, Cătăline, pentru tine. El este Andrei, este asistentul meu, a mers peste tot cu mine în evenimente. Salut, Andrei! Mulțumesc, Andrei! Salut! Cătăline, este un număr pe care îl fac copiilor, dar ți-l fac și ție pentru că este grozav. Pentru că și eu am un suflet de copil, magicianul. Ia uite-te, Cătăline, în partea dreaptă am un zar foarte mare, nu pune mâna, te rog, în stânga nu am nimic. O să fac zarul să dispară din partea dreaptă și o să apară în partea stângă, o să ziceți, wow, magicianule, nu se poate așa ceva. Este zarul aici, se vede, da? Prima dată o să-l fac pentru cameră și pe urmă îl fac pentru voi, da? Spun formula magică abracadabra și iată, zarul dispare, da, nu mai este. Da. Și acum îl fac și pentru dumneavoastră, iată, este aici, uitați-vă. Și o să... Da, o să dispare, o să dispară din partea asta, spun abracadabra și iată, magie! Magie! Oameni buni! Magie curată asta! Da. Dar ce tot fugi de mine așa? La tine a venit iepurașul? N-a venit. N-am un iepuraș. Am un iepuraș, este el, pe el îl cheamă Andrei. Salut, Andrei, și bine ai venit la tot emisiune. Uite-l, bă, iepurașul, bă, ce frumos e. Da, bă, ce ți-a adus, mă, iepurașul ție? Nu mi-a adus, mă, n-am fost cu minte. Îți dau eu, bă, Cătăline, să-ți iei și tu ceva. Da. Ia 5 lei, ia banii ăștia și ia și tu ceva, bă. Auzi, nu șaptele e mult. Șaptele e bine. Nu e mult, dar... E din suflet. Din puținul meu îți dau și ție. Șaptele e bine. Da. E, sunt mai mult, să știi. Sunt vreo 22 de lei. Care, mă, 22 de lei? Ia vezi. Deci 5 lei, 10 lei, 15 lei, 20 de lei. Bă, ce dracu, bă, știu, mă, fiecare bănuț contează. Și mi dai pe toți? Ți-i dau pe toți, să-ți ajute Dumnezeu. Generos, Doamne, ajută. Să iei lui Davidețu ceva. Da, și pantofi și încălțăminte. Că începe școala. Hai să arăt un număr senzațional. Ia, mi-era dor de asta, mă, de... Sunt plin numai de surprize, eu sunt iepurașul pentru tine, bă. Ia zi-mi ce joc ai, ia, hai. Ia, uite. Doamnelor și domnilor, o masă extraordinară, un număr extraordinar, imposibil, incredibil, inimaginabil. Te rog din tot sufletul meu să nu pui mâna. Ideea, am o surpriză acolo, am un raton. Raton, ți-e teamă de raton? Nu, mă, cum să fie mie teamă de raton? Toate cărțile sunt diferite de la început și până la sfârșit. Stai să se vadă la camera de filmat. Sunt diferite, m-am dus eu departe. Păi nu le-am văzut, stai, dar sunt diferite. Da, să lăsați camera aia mai jos să mă vedeți despre ce este vorba, să vedeți. Ia o carte, te rog, Cătăline. Ia uite pe asta, mă, mă omor, Cătăline, de... Arată-o la cameră să vadă toată lumea, da? Nu spune, nu spune, te rog. Eu îți voi citi gândurile, uite-te, te rog, în ochii mei și eu cred că, iată, aceasta este cartea ta, tai odată, ia uite. Op, sare cartea. Nu e. Următoarea carte, sare cartea, patul de inimă roșie? Nu. Nu, scuze-mă. Chiar. Iată, asta e cartea ta? Nu. Mă, spuneam că am un raton. Ratonul ăsta știe ce carte ai luat tu din interiorul pachetului, da? Orice, tăte puțin, te rog mai încolo. Orice carte ai fi luat, ratonul știe. Hei, ratonică, hai, ieși afară, te rog, să te vadă lumea. Ieși afară, băi. Spune, el este, îi dau și de mâncare. Salut. Ce faci, bă, băiatule, bă? Ce faci, bă, de câte vreme nu te-a văzut? El este prietenul meu, îl cheamă Silviu. Silviu, îl iau în spectacole, în spectacole din toamnă și el știe ce carte ai tras. Dă, Silviu, ridică și pupă, e pupăcios rău de tot. Silviu, dă-mi un pupic, omule, băi. Băi, omul, îi zic omul, dar era ton el. Silviu, Silviu, dă-mi un pupic, tati, ia uite. Ce bă, bă, drăguțule, bă, bă, drăguțule, bravo, bă. Ia de aici, poftim, mulțumesc. Deci, ideea este în felul următor, el intră în cutie și o să-ți ghicească cartea pe care ai luat-o tu, da? Cum e asta? Silviu, Silviu.
Silviu, mergi, te rog, în cutie și ghicește ce carte a luat el. Te-aș ruga, Cătăline, de asta numărul ăsta este făcut special pentru tine. El o să decupeze dintr-un ziar exact cartea pe care ai tras-o, da? Ia fii atent, salut, intră Silviu. În interior, Cătăline. Salut, Silviu. Așa. E, și momentul următor scoate un ziar pe care mi-l dă și pe ziarul ăsta el a decupat patru romburi, da? 1, 2, 3, 4. Sunt patru romburi? Asta înseamnă că tu ai avut patru de romb. Este? Da. Este. Silviu, ești la aplauze. Băi! Băi, omule, nu mă... Ești la aplauze, Silviu! Silviu, te aplaudă oamenii, mă! Bă, l-am învățat, mă, eu l-am dresat cătă! Ia uite cum e! Băi, vă dați seama, l-am dus numai pe scene! M-a pupat și pe mine, bravo! Da. Bravo, mă, magician, la mulțumesc, mulțumesc! Senzație numărul ăsta! Bagă capul, bagă coada! Băi, Silviu! Da. Asta e, super tare, mă, cătă! Te-ai speriat când am bun? Bă, te iubesc, mă, ești foarte bun! Magicianul Robert Tudor îl găsiți pe Instagram, pe Facebook, mulțumesc, și în țară la spectacole și în București și peste tot în toată România, pentru că este cel mai tare magician din istoria ratonilor și iepurilor. Mulțumesc, să ai un an bun. Ce, mă, ce Crăciun paste aia? Vine, mâine, păi mâine vine și Crăciun, hai că am plecat. Ne vedem Crăciun. Bă, ratonul, a ieșit ratonul. Bă, scuza-mă, te caută. Scuza-mă, vino. Nu mi-am dat seama, iartă-mă, te rog. Știam că trebuia să... Eu uite, bă, ești seratonul să-l caute.